Examenul maturității pierde din ce în ce mai mulți autori consacrați. Anul acesta Bacul se va da fără Marin Sorescu, Nichita Stănescu și Marin Preda. Noura este elevă în clasa 12 în București, iar acum se teme să nu se mai schimbe și altceva la program. După părerea mea, mi se pare puțin absurd, pentru că, de exemplu, cu Nichita Stănescu ne-am cam familiarizat în ultima perioadă. Și faptul că ne-au dat anumite materii din română afară, ce ne-ar fi putut ajuta mai mult, au fost, nu știu, puțin cam dezamăgitori și șocant pentru noi. Dezamăgită de această schimbare este și Dumitrița Stoica, profesoară de limba română la Liceul Lazar din Capitală. Este de părere că elevii au nevoie de o bază. Teoriei nu se poate face școală substanțială fără receptare specializată. Ne plângem că nu avem cititori, că suntem pe ultimul loc la cumpăratul și cititul cărților din Uniunea Europeană. În ce fel ne ajută școala să ieșim din criza asta? Cosmin Ciotloș este critic literar. El spune că literatura este o artă și elevii trebuie să învețe să o iubească. Iar un rol important îl au profesorii. Să nu ne mai mirăm, deci, dacă elevii noștri își opresc gradul de educație culturală, de rafinament artistic, undeva în 1945.